V-am zis, nu exclud nici o candidatură independentă. Nu exclud. Iau toate variantele în calcul. Eu sunt o persoană luptătoare care când își pune ceva în minte, nu se lasă până nu se întâmplă. Nu neapărat că și voi reuși. Bine, dar ca independent, independent ziua e de foarte astăzi, greu, este imposibil, eu știu, dar... Nu este imposibil, dar este greu. Nu este, este aproape imposibil. Și, dar știți cum... Având ce în nu vedere te aglomerația de personalități care candidează, s-ar putea ca lumea să zică, știți ce, ia hai, mai lăsați-ne cu stabilitate, cu nestabilitate, instabilitate, mai lăsați-ne cu mobilitate, cu nemobilitate, hai să vedem și pe cineva care vine din cu... Din păcate nu am un nume atât de sonor încât să fac o mișcare frumoasă, zic eu. Dar mă pregătesc. Eu vă spun și mă uit în dumneavoastră. La un moment dat voi ajunge primar la Piatra Neamț. Presimt, simt lucrul ăsta. Nu știu de ce. Habar nu am. Așa cum am simțit alte lucruri care s-au întâmplat și lucrul ăsta îl simt. Haideți să vă spun o glumă. O glumă, o povestioare. Înainte să... Sau în momentul în când mi-am cunoscut soția, eu mi-am cunoscut soția la partid, la un partid, la PDL. Nu ascund aici lucrul ăsta, este, să zic eu, am fost cel mai câștigat din PDL pentru că mi-am găsit dragostea vieții mele. Și la un moment dat, în primele luni, atunci știți cum, când relația are o anumită formă și emoție și fluturi în stomac, am zis, la un moment dat, într-o glumă, am zis, bă, eu la un moment dat voi ajunge primar la Piatra Neamț. S-a uitat așa la mine, a început să râdă, m-a comparat cu primarul care era, adică Gheorghe Ștefan. Cu Gheorghe Ștefan. A zis, domnule, Gheorghe Ștefan arată așa și tu arăți așa. Nu, că tu arăți mai bine nu, pentru nu, a mine, zis, băi, okay. Gheorghe Ștefan da, arată adică, mai bine. Știind cum era pentru Gheorghe Ștefan și cum sunt eu, îi dădea cu virgulă, dar în momentul în care am fost candidat din partea USR-ului în 2020, a făcut-o să se gândească mai serios sau și-a reamintit gluma noastră din tinerețe. Eu asta vă spun și asta o simt și vă spun cu sinceritate maximă. La un moment dat, voi ajunge primar la Piatra Neamț. Am răbdare,